Da? Bună seara, dragilor! Bună seara, bună seara! Și felicitări Oanei, felicitări lui Răzvan! Am să le transmit! Lumea e liniștită, nu? Lumea e liniștită acum, da! Când o veni acasă, nu mai e lumea liniștită! Da, de ce? Acum că e acolo la spital, e liniște! Bogdanel, înțeleg, nu? Bogdanel? Bogdan, da! Bogdan! A fost simplu! Bogdan, e dita mai băietoiu! Câte kilograme? 3,350 auzi. Aha. Măricel. Și-a născut? Măricel a venit ieri. Mult mai devreme decât trebuia. Pentru că, mă rog, n-am mai vrut să stea. A zis, eu trebuie să ies, că nu mai am loc aici. Ce să zic, e un copil minunat, așteptăm să vină acasă, să vedem cum ne-am împărțit cu ei. Dar spuneți-mi cum v-ați împărțit, că înțeleg că Răzvan e cu Oana în spital. Da, Răzvan e internat, da, pe așa au fost și data trecută. Răzvan e internat cu Oana. Și dumneavoastră ați rămas cu Jessie? Și-a rămas bună full time. Că am văzut la Delia pe Insta Story astăzi, am văzut că erați responsabilă cu buna dispoziția lui Jessie. Spune și tu, trebuie. Nu prea îi plăcea Delie ce piese îi puneți lui asta mică, că o învățați cu populara de la vârsta asta. Păi am trecut de la o fază de la am o căsuță mică, nu-i mai place, gata. Îi place asta cu muzica populară acum, nu? Da, e captivată de ritm. Am înțeles. Da. Ne alergă să ne ia telefoanele, ne alergă să ne ia tabletele, ceva. V-a certat Delia pentru asta? Că îi puneți muzică populară? Nu, că până la urmă înțelege ce se întâmplă cu copiii. Nu, că... E greu să zic. E greu să câștigi atenția unui copil. E ceva, vrei să spun ceva, copilul imită. Dacă pe mine mă vede toată ziua pe telefon, pe măsa pe telefon, pe tasul absolut. Pe telefon, asta face și el. Noi suntem, e foarte greu. Noi suntem supărați că stau copiii toată ziua pe telefoane. Păi copiii nu fac altceva decât să... Decât imită, sigur că da. Se pare că vom trece la alt gen de comunicare, alte meserii, altă lume va fi de aici încolo. Bun, și până când mai sunteți bune? Când se întoarce Oana acasă? Miercuri vor veni acasă. Ok. Da, și păi, o să cam tot fiu bună de aici încolo. Mă gândesc. Cum a fost și până acum. Cu spațiu imobiliar vă descurcați, da? În cap doi copii, părinți, bune, bunici. Da, nu sunt probleme. Nu sunt probleme. Nu sunt probleme. Da, dacă... Da, acum vom vedea că ea fiind tăiată pe burtică, îi va fi greu să vedea să mănânce lui ăla. Da, mă rog, vom vedea cum ne-am descurcat. Ce vrei, la anul pe timpul ăsta am zis, mamă, am scăpat. Vă luați bonă cu voi în casă și vă și-o de ale mele, că nu mai pot. Nu știu ce să zic cu scăpatul ăsta, că mie că o apucă pe Delia acum. Măi, să te audă Dumnezeu. Că mai trec de la mine odată. Un an îl mai trec de la mine. Bine, când aveți o pauză din activitatea asta de bună, să știți că vă așteaptă Iedor Canapelei. Cu mare drag. De dumneavoastră. Cu mare drag. Vă aștept la emisiune. Să rămână!